Ștefana Bistriceanu este din comuna Giurgița și a venit de dimineață la cazanul satului pentru a face țuica. Ea spune că a fost un an bun pentru struguri și ca urmare și țuica va fi pe măsură. După ce a dat strugurii prin teasc, ceea ce rămâne se pune la fermentat cu apă și zahăr și apoi se distilează. Noi venim de dimineață, de la 6 venim aici, depusărăm unul și asta e al doilea. Și într-o zi terminați? Da, păi acum până la 4 cred că cade ăsta. Și pune altul, sunt alții după noi. Până nu de mult, oamenii aveau propriile cazane, dar acum ei vin la cazanul satului. În Giurgița, acesta datează de pe vremea colectivului, dar acum a fost privatizat. De când cu colectivul e cazanul aici. L-a cumpărat omul ăsta acum face lumea la el. De obicei, la cazan stau mai mult femeile, chiar dacă apoi țuica o beau în special bărbații. Cine se cinstește mai tare cu țuică, bărbații sau femeile? Și ăla și ăla. Nici ăla nu, și pomea și bărbatul, ce să mai zic? Cum face? Bărbatul un pahar și femeia două? Sau? Nu, nu, că femeia se trage pe dreapta și la mâzii face. Cine-i mai gătește? Acum că aici este femeia mai mult. Ei, păi de, ce să facem? Țuica făcută acum se pune la păstrare și se desface la venirea iernii, când și vinul s-a liniștit. Oamenii spun că anul acesta a fost unul bun și vor avea și țuică până la recolta viitoare.